arată-mi acum să vadă toată lumea ce mi-ai arătat fără să vadă toată lumea. Uite, Dune sunt primele cărți Nemira în fond, primele cărți Nautilus, apărute în 1993, sunt primele cărți Nemira pe care eu mi le-am cumpărat, aveam 16 ani, când am luat cărțile astea și cred că am și scris undeva, după ce am citit Dune-ul lui Frank Herbert, am ieșit modificat din lectura asta și am rămas pe veci îndrăgostit de literatura SF. Deci eu nu cred că se vede, dar mie mi s-a zburit pielea când am văzut, îți dau cuvântul meu de onoare, pentru că așa am descoperit și eu Nemira, bine, lăsând la o parte povestea pe care i-am spus-o Alinei la cealaltă înregistrare, am intrat așa, nici n-am apucat să te salut, Marian, bine ai venit și la mulți ani. Mulțumesc frumos! M-am apucat să fac documentarea pentru întâlnirea cu tine și două lucruri m-au șocat. Unul, că iubești science fiction-ul într-o perioadă în care cred că e pe nedrept ignorat și va trebui să ne povestești despre asta un pic. Și al doilea lucru care m-a șocat a fost că aveam impresia despre tine că ești foarte, foarte tânăr, adică la, nu știu, 22, presupun că ți se întâmplă des. Așa de des în ultima vreme, dar... Da. Și mi-am dat seama că, de fapt, ești născut cu o lună mai devreme decât mine și că, practic, cred că împărtășim aceeași experiență a lecturii, inclusiv în relația cu Nemira. Și aș fi zis Dune, dacă n-ai fi zis tu primul. Mă bucur că ai făcut-o. Eu, din păcate, nu mai am volumele, dar mă bucur că le ai tu. Povestește-mi un pic, că dacă mă lași pe mine, s-ar putea să nu mai termin. Cum a început iubirea asta ta... atât de frumoasă. Se întâmpla că eram adolescent, dar mie mi se pare că singurii oameni sănătoși la cap sunt adolescenții. După aceea vin toate lucrurile celelalte și ne umbresc un pic mințile. Așa că pe vremea când eram sănătos la cap, mi-a recomandat cineva cartea asta, mi-a zis, băi, trebuie să citești, este absolut specială. Nu eram un împătimit al literaturii SF pe vremea aia, citam tot soiul de lucruri și am luat Dune. Nu știu exact ce m-a făcut atunci, în 1993, ce m-a fermecat atât de mult la cartea asta. Poate puterea lui Frank Herbert de a sonda timpul și spațiul la nesfârșit, de a merge în tot soiul de lucruri și de a coborâ în interiorul omului, da. Găsi, nu știu, resursele de a transforma un om într-un zeu, spre exemplu. Poate aventura lui Paul Atreides, poate femeia care colindau deșertul, poate viermii de nisip, nu știu, dar cert e că după ce am citit cartea asta am ieșit, cum spuneam, total transformat și pasiunea mea pentru tipul ăsta de lumi imaginate a devenit din ce în ce mai apăsată și atunci am și început să scriu ceva la limita literaturii SF, poate nu tocmai science fiction, dar pe acolo și cred că tot ce am făcut după ce am citit cartea asta a fost într-un anumit sens, iar sensul este literatura, în primul rând și cu aceste spații sau sertare din interiorul ei, literatura SF, fantasy, tot ceea ce ține în fond de puterea imaginației și de fascinația asta pentru lumi îndepărtate sau inexistente. Da. Sunt sigură că atunci, în 1993, nici nu ți-ar fi trecut prin cap că astăzi o să vorbești cu mine, nu-i așa? Din poziția ta de om Nemira. E un soi de ciclu care se închide sau, nu știu, se deschide, n-am idee, dar m-a fascinat lucrul ăsta mai nou. Că eram atât de fan al acestei cărți și atât de mare admirator al lui Frank Herbert și am ajuns în urmă cu 5 ani să fiu, oricât de ciudat ar suna, editorul lui Frank Herbert în România și mi se pare că un vis mai mare ca ăsta să-ți dorești să se împlinească nu este, așa cum a fost și un altul. Tot așa pe la 15-16 ani am citit o povestire care se numea Regii Nisipurilor într-un almanac. Era un text absolut fabulos. L-am pus undeva într-un sertar al minții mele. Apoi am descoperit că același autor a scris un roman care se numește Uzeala Tronurilor și am citit întreaga serie, apoi a apărut serialul și m-am uitat și eu ca toată lumea
la serial și apoi, tot datorită Nemirei, am ajuns să-l cunosc pe George Martin și am făcut un interviu cu el și lucrurile astea sunt într-un anumit fel, pentru că adolescentul ăla de 16 ani care recita pe Martin sau pe Frank Herbert este încă mine și când, când a ajuns să facă lucrurile pe care le face acum, na, e ca și când ți se împlinește un mare vis, știi? Sau că străiești un vis. E cum ai zis, adolescentul a ales corect. Pentru că știi la ce face. Partea frumoasă e că tu ai știut să-l asculți pe adolescentul ăla și să urmezi drumul ăsta, ceea ce mi se pare absolut admirabil, pentru că nu toți avem norocul să ne ducem în direcția asta. Tu l-ai avut și mă bucur. Nici nu știi cât de bine înțeleg ce-mi povestești despre privilegiul ăsta de a cunoaște oameni pe care îi admir și de a sta de vorbă cu ei și de a le respira aerul, dacă vrei. Pentru că trăim în lumea asta a cărților, nu știu cum să zic, care ne îmbogățesc în feluri în care puține lucruri reușesc să ne îmbogățească. Marian, o să încerc să rămân un pic la subiect, pentru că întâlnirea noastră are un scop. De data asta, scopul e aniversar, are legătură cu cei 32 de ani pe care îi împlinește Nemira, la mulți ani încă o dată, după cum ziceam. Și aș vrea să vorbim un pic despre munca ta la Nemira, despre colecția pe care o coordonezi, despre povestea ta Nemira, dacă vrei, cum bine v-ați numit campania aniversară. Și o să-mi rezerv dreptul de a te invita separat într-una dintre emisiunile podcastului pe care îl facem. Reading is Cool Podcast este pe YouTube. Unde îmi doresc foarte, foarte, foarte mult să vorbim despre toate lucrurile astea pe care acum doar le-am scrijelit așa un pic, fiindcă treaba asta cu literatura science fiction merită o discuție mult mai amplă, așa cum merită o discuție mult mai amplă și pasiunea ta pentru benzile desenate, despre care cred că se știe foarte puțin în România. Cred că merită discutat foarte mult pentru adolescenții pe care tocmai i-ai menționat la începutul întâlnirii, pentru că ne gândim prea puțin la pasiunile lor și la felul în care poți să și le transforme în vocație, dacă vrei, sau în profesie. Și atunci nu ne ajung astea câteva minute aniversare. Și ca să fie clar pentru toată lumea, o să ne vedem în curând la podcast, așa că hai să rămânem un pic în tonul ăsta de sărbătoare și povestește-ne un pic despre ce înseamnă Nemira pentru tine și ce înseamnă tu pentru Nemira. Păi, într-un câtva nu ne-am îndepărtat foarte mult, fiindcă lucrurile de aici au început. Povestea mea, Nemira, de acolo a început, de la cărțile pe care tocmai le-am arătat, și a continuat așa că în urmă cu 6 ani, cred, m-am întâlnit cu Ana Nicolau. Pe vremea aia eu încă lucram la o revistă de benzi desenate care se numea Harapal Continuă, pentru care scriam scenariile și... O să te întrerup doar o secundă, să-ți da. Spun că am descoperit colecția respectivă. Eu ne fiind neapărat consumatoare de benzi desenate, însă Fimiu este și Fimiu a mâncat pe pâine fiecare număr din Harapal Continuă și dacă mă duc la el în cameră, sunt sigură că o să găsesc un strat bun de bucăți din revista aia, neștiind că tu ai făcut-o. Am aflat acum în timp ce citeam un pic despre... A fost o echipă întreagă, eu am fost partea echipei, dar și acela a fost un pas, în fond, către ceea ce fac acum la Nemira. Îți spuneam că în perioada aia am cunoscut-o pe Ana și cred că am simțit cumva că suntem în aceeași lungime de undă. Eu îl cunoscusem în trecut și pe Valentin Nicolau, pe tatăl ei, și am admirat că Ana a preluat, când era foarte tânără, moștenirea asta lăsată de Valentin Nicolau. Apoi, când proiectul Harapal Continuă s-a închis, am avut din nou întâlnire cu Ana Nicolau și mi-a propus să realizez la Nemira o revistă, se numea revista Nautilus, o revistă dedicată literaturii SF și fantasy. A fost un proiect care a durat foarte puțin, câteva luni de zile, în perioada în care l-am gestionat eu, fiindcă a venit din partea Anei o nouă propunere, aceea de a pune bazele unui nou imprint la Nemira, e vorba despre imprintul Armada, care să gestioneze portofoliul de carte SF, fantasy și thriller. Și am spus, da, de ce nu, până la urmă asta iubeam, deși eu nu am fost editor niciodată până atunci. Pentru mine Nemira a fost primul pas către zona asta. Am lucrat înainte ca jurnalist, apoi ca scriitor full-time writer o perioadă
și am făcut pasul ăsta către partea de, de editare. Nu știam ce înseamnă, nu știam cu ce să mănâncă. Avantajul meu este că învăț repede și, și uit la fel de repede, dar... Dar ce bine e că n-ai... De fapt, cred că e și o calitate când, în ceea ce privește munca de editor, să ai puterea să uiți, fiindcă citești foarte mult, începi foarte multe manuscrise, sute de manuscrise într-o lună, probabil peste întreg prin fața ochiului, într-o pagină, 2, 3, 50, 100 în întregime uneori, din care alegi să, să faci planul editorial pentru perioada ce, ce urmează. Așa că faptul că uiți uneori repede e un avantaj, că nu îți umpli mintea cu, cu foarte, foarte multe lucruri. M-am adaptat la jobul ăsta, îmi place foarte, foarte mult ceea ce fac și cred că într-o măsură sau alta se cunoaște. În cei 5 ani de când există Armada, la Nemira au apărut aproape 200 de romane, multe dintre ele premiate cu cele mai importante premii de, de gen pentru literatura SF și, și fantasy. Asta ține de o direcție de sincronizare a literaturii care se publică la noi cu ceea ce se întâmplă în spațiul occidental. Publicăm an de an cărțile care urmează să ia marile premii, le mirosim de dinainte dacă se, se poate. Și în același timp, într-o altă direcție, publicăm evergreen-urile, dacă pot spune așa, cărțile clasice care apar în Armada Clasic, acolo unde sunt zeii în literaturii SF și fantasy, Frank Herbert, George Martin, despre care am pomenit, Ursula Le Guin, Orson Scott Card și așa mai departe, cărți care, din punctul meu de vedere, nu ar trebui să lipsească din biblioteca nimănui, nu numai din biblioteca pasionaților de literatură SF, dar cred că ele sunt niște repere în ceea ce privește puterea imaginației, dacă, dacă vrei, și a forței pe care o are literatura într-o zonă, da, uneori neglijată, cum, cum spuneai, dar din punctul meu de vedere foarte, foarte importantă și nu numai pentru, pentru adolescenți, deși e clar că în zona aia apasă cele mai potrivite butoane neuronale. Sunt și nostalgici, să știi, uite, în grupul nostru, de exemplu, o să o dau de gol pe Sânziana, deși cred că s-a dat de gol singură în urmă cu niște luni. Evident, faptul că tocmai a fost difuzată prima parte din film pe marile ecrane a resuscitat cumva interesul pentru titlu și Sânziana noastră a descoperit Dune acum câteva luni după ce a văzut filmul, asta în condițiile în care soțul ei, un pasionat de SF, a tot încercat ani de zile să o facă să citească. În clipa asta, Sânziana, care e de o vârstă cu noi, e cel mai mare pasionat Dune pe care îl cunosc. Da, să-i spui că urmează să publicăm ultima parte a seriei, care n-a apărut niciodată în România. Primele 6 cărți sunt scrise de Frank Herbert din seria Dune, dar Frank Herbert nu și-a încheiat întreaga poveste. Fiul lui Ryan Herbert a început să continue povestea tatălui împreună cu Kevin J. Anderson, un autor prolific și faimos SF. Au scris încă câteva zeci de romane în universul ăsta, însă două sunt foarte importante pentru că încheie povestea tatălui. Primul a apărut în urmă cu câteva luni, se numește Vânătorii Dunei. Cel din urmă, capătul poveștii originale, se numește Viermii de nisip ai Dunei și urmează să apară în câteva luni în Armada la Nemira, firește. Vă știu că toate titlurile voastre din Armada ajung în mod automat la Sânziana, inclusiv cele din zona manga, iar o altă zonă pe care voi explorați. Nu știu dacă mai face cineva, vreo editură din România, experimentul ăsta. În urmă cu un an și ceva, cred, eu aveam... Evident, eram virusat de multă vreme, la fel din copilărie, de când citeam niște reviste care se numeau Orion, apăreau la Craiova ca supliment al caietului de teatru din Craiova și erau niște reviste publicate în vreo 100.000 de exemplare pe vremea aia, ceea ce mi se pare fabulos, realizate de Viorel Pârligraz la Craiova și în aceste reviste erau și benzi desenate. Când eram mic, mă jucam de-a personajele din benzile de desenat. Multă vreme după aceea am ajuns chiar eu să scriu scenarii de benzi desenate și am rămas virusat cu povestea asta, astfel că la un moment dat, când am avut ocazia și am găsit un teren prielnic, am vorbit cu Ana despre Armada Comics, o colecție de bandă desenată la Nemira, în Armada, unde a publicat până acum o singură carte, se numește Dune, evident, este romanul grafic Dune, urmează partea a doua din romanul grafic Dune să apară anul acesta. Însă, în urmă cu un an și ceva, Ana a avut o altă idee. Marian,
uite, m-am gândit că să publicăm benzi desenate, dar nu benzi desenate de astea de care zici tu, ci altceva, benzi desenate japoneze, manga, și așa a apărut imprintul Nezumi, pe care în momentul de față îl coordonez alături de Armada și de colegii mei, firește, unde publicăm câteva serii de benzi desenate japoneze. Începând de anul acesta, din toamnă, vor apărea niște hituri ale genului. E vorba de unul dintre ele, este Attack on Titan. Este cel mai bine vândut, cea mai bine vândută serie de manga din lume. Are sute de milioane de exemplare vândute în întreaga lume. Din fericire, iată, urmează să apară. Și ca să îți răspund, nu mai există pe piața din România manga, serii de manga traduse din japoneză în limba română, publicate de vreo editură din România. Au mai fost niște încercări, niște stand-alone-uri, niște volume, asta în urmă cu mai mulți ani. Așa că, da, e o premieră și a fost o provocare foarte mare și pentru mine și pentru Ana și pentru colegii din echipa managerială și pentru colegii din marketing, și o foarte mare provocare în a găsi niște oameni care să traducă direct din japoneză, niște oameni care au trăit în Japonia, astfel încât să cunoască foarte bine dedesubturile limbii respective și să avem o traducere fidelă care să prindă și atmosfera și subînțelesurile unui astfel de text. Și lucrăm cu niște manga, lucruri, pentru că e o cultură per se. Evident, iar în Japonia lucrul ăsta este ca sângele, ca aerul, exact. Din viață. Apar mii de titluri în fiecare an, sunt câteva edituri foarte mari care publică foarte, foarte aplicat pe zona asta. Din fericire, îți spuneam, am găsit o echipă de oameni foarte, foarte faini, de tineri care au studiat limba japoneză, care au trăit în Japonia o perioadă, care sunt și acum în Japonia unii dintre ei, și am lucrat foarte bine cu ei. Sper foarte mult să vă placă ce o să apară în toamnă. Până acum am publicat alte câteva serii mai minore, nu atât de cunoscute, dar povești foarte bune, fiindcă asta căutăm dincolo de notorietate, căutăm o poveste foarte bună. Și manga are ceva special față de benzile desenate europene sau americane. Faptul că ele sunt și desenate și scrise de o singură persoană, un mangaka, un artist complet în fond, care este capabil și să spună o poveste și să-ți deseneze povestea respectivă, spre deosebire de tot ceea ce se întâmplă în spațiul occidental, unde există echipe care realizează benzile desenate. Cineva scrie scenariul, cineva desenează, cineva pune culoarea și așa mai departe. Asta este o particularitate și îți spune ceva despre artistul respectiv. Și da, facem asta și mă bucur că facem asta în România și mă bucur că sunt parte a acestui proiect. Acum, Ana, știu cum e, că cu fiecare ocazie din asta aniversar găsim doar lucrurile pozitive pe care să le spunem despre proiect așa cum e Nemira. De fapt, cred că e prea puțin să-i spun proiect. E deja o instituție de 32 de ani cumva. Eu nu cred că există om care să nu fie auzit de Nemira, care să fi citit o carte și să nu fie auzit de Nemira. Și cred că unul dintre lucrurile care îi sunt specifice în ADN-ul Nemira, dacă vrei, este fix curajul ăsta de a experimenta. Spuneai tu mai devreme că inclusiv meseria de editor pe care o faci acum ai învățat-o on the spot și mi se pare absolut admirabil că Nemira are curajul ăsta să experimenteze și cu oameni, să experimenteze și cu genuri noi, să experimenteze și cu autori noi, pentru că în afară de calitatea ta de editor, tu ești și scriitor, Nemira. Da. E o altă parte a poveștii mele, Nemira. Înainte să ajung la Nemira, publicasem deja câteva cărți, inclusiv începusem o trilogie fantasy, a cărei acțiune își avea locul în universul din Carapat Continuă, din revista de benzi desenate. Așa că când am venit la Nemira, am venit cu tot bagajul ăsta și cu toate fețele mele, inclusiv cu fața asta, cu pălărie de scriitor. Așa că în 2019, în colecția în autor, a apărut Omulețul din perete și alte povestiri fantastice. Este un volum de povestiri cu cele mai bune povestiri publicate de mine. Urmează, sper ca în curând, să apară o nouă carte,
pentru care încă nu am un titlu sau am mai multe titluri între care trebuie să aleg. E o carte la care am lucrat în perioada asta, în vara asta, preț de 2 luni, fiindcă familia ne mira că vreau să punctez lucrul ăsta. Mai degrabă decât o instituție, eu asociez Nemira cu ideea de familie. Cumva așa am fost primit acolo, mă simt parte a ei. Și cred că e foarte bine că e așa. Legăturile care se creează în interiorul unei familii sunt ceva mai speciale. Și când mă gândesc la familia la Nemira, nu mă gândesc numai la oamenii care lucrează la Nemira, ci și la cititorii, editurii, cu care avem o relație foarte strânsă și caldă și comunicăm foarte mult cu ei în tot felul de segmente ale vieții sociale, și o să amintesc de asta mai târziu. Închei paranteza și mă întorc la cartea asta. Spuneam că de la familia Nemira mi-a luat o pauză vreme de 2 luni vara asta și am terminat un roman conectat de Omulețul din perete. Sper să apară curând, urmează să-l propun editurii, să vedem dacă l-acceptă și dacă e suficient de bun pentru standardele ei. Și cam asta e cu scrisul meu la Nemira. Încă ceva, apreciez foarte mult că Nemira publică literatură română contemporană. Mi se pare că și-a asumat cumva o misiune dincolo de a publica literatură străină, de a duce pe piața din România marile cărți ale diverselor genuri. Faptul că investește în literatura română cu toate riscurile pe care le implică un astfel de demers. Asta e o misiune pe care Nemira și-a asumat-o încă de la înființare și o continuă, și mă bucur că sunt și aici parte din ea. Eu cred că voi ăștia cu science fiction nu ghiciți gânduri sau ceva, pentru că ai menționat ideea de public și acolo voiam să te duc pentru finalul discuției, pentru că ne adresăm unei comunități de cititori. Reading is Cool, The Challenge, e o comunitate de cititori care urmărește cu foarte mare atenție zona asta a scriitorilor români contemporani foarte tineri și am vorbit deja și cu Eli despre colecția în autor. Mulți dintre autorii publicați la Nemira sunt parte din comunitatea noastră, au venit la întâlnirile noastre. Simți cumva o diferență între felul în care te raportezi la public ca editor și felul în care te raportezi la public ca scriitor? Într-un fel, da, sunt lucruri diferite, sunt povești diferite, întâmplător sau mai puțin întâmplător, la mine lucrurile astea se intersectează. Pentru mine e foarte plăcut că am posibilitatea să privesc scrisul în fond din mai multe perspective, odată din perspectiva de editor, și am acces la un anumit tip de a privi scrisul și la un anumit tip de a privi cititorii. Apoi din perspectiva asta a unui autor, am fost înainte de asta jurnalist, scenarist și în cazul cărților mele prozator. Privește altfel cititorii pentru că ai alte dorințe de la ei. Ca autor vrei să le populezi mințile, să-i virusezi cu cartea ta, să fii prezent în cât mai multe minți, ca personajele tale să trăiască, lumile tale să funcționeze în mințile lor. Ca editor vrei să ai o confirmare a faptului că alegerile pe care le-ai făcut au fost bune și că, uite, cartea pe care tu ai, care ție ți-a plăcut foarte mult și în care ai crezut și care a fost publicată, uite, este cumpărată de cititori și e important și cuvântul ăsta, cumpărată, pentru că dacă lucrul ăsta funcționează, înseamnă că editura poate funcționa, că proiectul este fezabil din punct de vedere economic și atunci poți să faci o nouă alegere și dacă nu funcționează, înseamnă că undeva ai greșit și că poate flerul tău de editor nu e ceea ce trebuie. Cam asta e. În ceea ce privește legătura pe care o avem cu cititorii, pentru mine e foarte importantă și ca editor. Noi avem un club de carte Armada, spre exemplu, pe care îl ținem în fiecare lună și acolo participăm la întâlniri directe, față în față cu cititorii și îmi place foarte mult să le iau pulsul. De asemenea, atunci când se lansează cărți ale unor autori români, de fiecare dată au loc lansări de carte, chiar turnee pentru în ceea ce privește proza română contemporană. Toate lucrurile astea fac parte din această legătură specială pe care o avem cu cititorii și, în plus, pe lângă asta, toate întâlnirile sau legăturile pe rețelele sociale
grupurile noastre de Facebook, pagina noastră de Instagram sunt o punte în care avem o legătură strânsă cu cititorii și mă bucur că lucrurile stau în felul ăsta. Să zic, cititorii vă urează la mulți ani. Mulțumim! Vă doresc din tot sufletul să ne populați mintea cât mai mult timp și să o faceți cel puțin la fel de bine ca până acum, deși am eu sentimentul că lucrurile o să crească mult și bine. Unii fără alții nu putem să existăm și cred că avem mare nevoie de genul ăsta de întâlniri și de genul ăsta de discuții. Again, la mulți ani Marian, la mulți ani Nemira, la mulți ani tuturor iubitorilor de carte și revin eu la tine curând cu data exactă a întâlnirii noastre pentru că am o listă lungă de întrebări la care ai multă treabă. Mulțumesc foarte, foarte mult, Liv. Mă bucur foarte mult că am stabilit, iată, puntea asta. Îi salut pe toți oamenii din jurul tău și cei care ne privesc și sper să ne revedem curând. Mulțumesc tare mult! Te pup și la multe lecturi bune! Mulțumesc!